Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Far Cry 4. Înainte să începem, ca de obicei, vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți era și veți episoade în continuare. Am ajuns la Pagan. Yo, what up, Pagan? Hai, mai țineți minte? Parcă aici am venit noi. Parcă aici a început jocul, nu? Sau? Nu, cred că era în altă arte. Mamă, ce m-am speriat. Come in. I apologize for the austerity I sent. De bătii ciudat, de ce Pagan nu se apără? Chances are you shot that on your way in. Now, before we begin, to whom am I speaking? The son who returned to scatter his mother's ashes, or the lunatic who has murdered his way to the top of my mountain? If I was speaking to the first guy, then I would say, sit down. Let's be civilized. Enjoy some food. But we tried that before, didn't we? At our first meeting? You sat right here. Paul was off applying voltage to the nipples of your rude little plus one. I stood just like this. And what were my exact words? Stay here, enjoy the crab rangoon, don't move, I'll be right back. Now, if you had just listened, just waited for me, then we would have come back here straight away, together, and scattered your mother's ashes. So then you must be the second guy who didn't listen. Decided instead to join the other monkeys and start throwing his shit around. But I'll tell you what. I call a do-over. Hmm? I say you have two choices. One, you could shoot me, boring, or you could sit down, enjoy some food, and you and I will go scatter your mother's ashes together. E așa chill omul ăsta, adică nu știi, puțin ciudat, de ce nimeni nu se apără? De să înțeleg că arată încredere în noi încât ne dă opțiunea să-l omorâm. Deci eu gen, fuck it. So, who did you kill? Nu o să-l omorâm. Sabal. Doesn't really matter. I already know. I just want to hear you say it. Fuck you. My goodness, boy, you didn't even blink. Well, fuck yeah. You do realize that you're just giving away your country, right? It's yours. It's always been yours. Kirat is yours. I pulled you off the bus in the first place to pass it on to you. Well, I suppose you could take it back. Da, nu să-l omorăm, n-are rost. Chiar dacă e puțin ciudat, pentru că noi l-am ajutat pe Sabal să ajungem să-l omorâm pe ăsta. Noi am ajuns și nu-l omorâm, știi? Sunt ciudat, dar mă rog. E prea tare omul ăsta că a spus să-l omori. No more putting it off, I suppose. Well, come on. And don't forget your mother. E prea chill omul ca să poți să-l omori, sincer. Prea de treabă, vă glumeți, așa, nu știu. You do realize that urn represents all that's left of the old RJ. The pre-Kirat RJ. Once you spread those ashes, all the ties you have to that previous life are gone. And then what happens? Well, I suppose you could do what I did after Mohan killed Lakshmana. Oh, you didn't know that, did you? Huh. Yes, your father killed your half-sister, and then your mother killed him in return. I simply continued where she left off.
I killed so many people for them. But then I realized I was only using Lakshmana's death as an excuse to do whatever I wanted to do. Just as you use those ashes as an excuse to do whatever you want to do. God damn if it isn't fun. Well, you finally made it. You know, the one and only time I walked into this place, I came in the same man and came out like this. You will come out a king. Well, go on then. Do what you came here to do. Put an in quest stage. Place mom with Lakshmana. Nope. Nu înțeleg, ce înseamnă scatter your ashes? I love you and will always be with you, mom. Ce înseamnă? Adică, ok, și dacă am pus asta aici, ce înseamnă? Să-mi explici și mie ceva, cineva în comentarii, că sigur să percepe mai bine ca mine. Ce faci, boss? A fugit nebun. Puteam să-l omorâm, dar de ce să facem? Serios acum. Puteam să-i dau un nou scope așa, sau să scot asta și bam. Dar de ce să facem? Nu? Eu așa zic. Fin. Finas și Ferb. Wow, stop! Stop, fără melodii pe YouTube, că ne dau băieții jos. Oh my god, am terminat jocul prea tare. Prea tare. Sabal, it's done. Good, brother. It's finally over. I can't believe it. Did you find Lakshmana? Yeah, I found it, Sabal. My mom's at rest now. Thank you. Kirat's free, brother. Mohan's at rest too now, because of you. Come on home. I could use a right-hand man to bring Kirat back to its roots. Oh, stai zic că nu s-a terminat. Da, nu cred că a fost. Ce ziceți? Să-l fi omorât pe ăla? Eu zic să nu, adică om a fost chiar tare. Hello, David. Oh, Mr. Gale. Nu îmi dai iar droguri. I guess that's it then. No more mayhem and destruction. Hanging up the old rocket lodger. Right. I really love what you've done with the place. It'll be sad to see you go. It'll be on the shelf, as it were. Și acum bag o serie în cămine, sigur. Unless... some unfinished business, perhaps. Loose ends, isn't it? Or people to kill. That's what I just said, Donald. It's Yogi, you prat. Prat? Smoke? Smoke? No. Not this time. De data asta nu. Azi nu, cum era melodia. Wow, asta a fost tot. Stai, gata, nu mă interesează punctele. Asta a fost tot? Credeam că trebuie să mă lasă bal, da, merta. Ok, oricum avem câteva misiuni opționale, desigur că n-am terminat jocul. Alright. Da. Da, oameni buni, am terminat. Now that Pagan is gone, his forces at Rajgarh are confused and disorganized. You should strike while the iron is hot and seize the fortress for the Golden Path. Ah, asta. Mă rog, jocul am terminat, am făcut misiunile principale, practic story-ul și... Ce m-am speriat, doamne.
Am terminat jocul, dacă n-ați auzit atât cineva cu petard în fața blocului, pornește alarmele de la mașini. Am terminat jocul, eu când filmez asta este încă 31, urmează să fie Revelionul. Am filmat tot într-o sesiune de 3 sau 4 episoade. Și ca și ideea, am terminat misiunile principale. Părerea mea despre joc este că e foarte, foarte tare jocul, mi-a plăcut foarte mult, mi-a făcut plăcere să capturez fiecare outpost, fiecare radio tower, fiecare misiune în parte să o completez. Chiar dacă am mai făcut noi și misiuni opționale, a fost foarte, foarte tare, mi-a plăcut. Deci nota 10 din partea mea jocului. Față de Assassin's Creed Unity, care a fost un bullshit, o tâmpenie de joc. Așa. Și asta e culmea, că au fost făcute ambele jocuri de Ubisoft. Bine, probabil lucrează alți oameni de la Ubisoft la jocuri, știți? Dar, da. Parcă la Assassin's Creed Unity erau foarte mulți români, ceva gen. Oricum. Adică lucrau la joc. Eu știu că la finalul jocului apar acolo credite și sunt foarte multe nume de români. Ideea e că jocul a fost foarte tare, mi-a plăcut extraordinar de mult. Vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru toate like-urile care s-au strâns la seria asta. După cum v-am spus, e una din puținele serii care strânge peste 1000 de like-uri constant. Majoritatea seriilor, hai să zic, strângem 3-4000 de like-uri la prim episod, la al doilea 2000, al treilea 4-5-6-7-8, poate cât 1000 și după aia scade, 800-600 și tot așa, înțelegeți? Deci chiar mă bucur că v-a plăcut și vouă seria. Noi cred că o să continuăm cu misiuni opționale dacă vreți voi, doar dacă. Puteți spune în comentarii, uite bă, da, hai să continuăm, de ce nu? Oricum, nu știu câte misiuni opționale mai avem. Dar uitați-vă că avem foarte multe tâmpenii. Uitați-vă și voi toate chestiile astea. Nu știu dacă ar fi o idee foarte bună să le facem. Nu știu ce să zic. Acum, noi trebuie să începem alt joc. Și nu știu ce. Vreau să ne lăsați în comentarii sugestii ce am putea să jucăm. Ceva jocuri noi, nu știu. Chiar nu știu. Poate trebuie să apară și Far Cry. Nu Far Cry, doamne. Far Cry Set Freddy. Stai, ar trebui să apară, cică. Nu versiunile alea tâmpite făcute de fani, ci versiunea originală pe Steam, încă n-a apărut, dar trebuie să apară. Cine bea asta? Stai, ce? De ce am un waypoint pus? Ok. Deja. Oricum, nu știu ce joc să jucăm, asta e problema. Și sper să-mi sugerează eu ceva, facem un video, dăm la vot ca de obicei și vedem ce iese. Până atunci, din nou vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru... Că mi-ați urmărit seria, că ați fost alături de mine că pe parcursul acestei serii. Sper să fiți alături de mine în continuare la cât mai multe serii. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.